Bună seara, prieteni! Iată de la Sens Direct, o emisiune pe care astăzi vreau să o dedic frumosului, într-o mare de urât și de nenorociri. Ați observat și dumneavoastră, numai uitându-vă la televiziuni și nu neapărat la cele de știri, totul începe și se termină cu violență, cu crime, cu tăieri de salarii, cu furtuni, cu ce vreți dumneavoastră, cu oameni care ne mor prin Afganistan și care se întorc acasă în copârșeu și așa mai departe. De aceea am zis că ar trebui să rup ritmul un pic, nu știu dacă o să reușească foarte mult, să vorbim și despre artă, despre cultură, despre locul în care suntem astăzi, la aceste capitole, la ceea ce aș zice eu, suflet. Suntem în platoul Focus TV de la Buzău cu un buzoian care a confirmat că și în această țară se mai poate face artă la cel mai înalt nivel și frumosul poate la un moment dat să ne marcheze viața și eventual să ne și facă să trăim mai bine. O să mă grăbesc să-l prezint pe invitatul meu din această seară. Este vorba despre Daniel Jinga. Cred că mulți dintre dumneavoastră o să-l recunoașteți. Este maestru de cor și dirijor, se ocupă cu muzica. Îl salut pe Daniel, mulțumesc foarte mult că este alături. Bună seara, bine te-am găsit, bine am găsit pe buzoieni. Pe buzoienii noștri. Am aici CV-ul tău impresionant în calitatea ta de artist. Pe scurt aș spune că ești buzoian și ai terminat teologia, după care ai absolvit facultatea specifică celor care fac muzică, nu-i așa? Da, conservatorul. Conservatorul. După care ai luat calea asta, ai mers foarte mult pe calea muzicii, ai fost la un moment dat dirijor secund al corului de cameră Madrigal, cel puțin așa scrie aici, am luat de pe Wikipedia, dragi prieteni, vedeți, ne-am tehnologizat și noi și au început tot felul de colaborări. Am mai citit la un moment dat că ai început pe la 5 ani să cânti la vioară, de pildă. Și apoi, tot așa, o să vedeți, prieteni, dacă sunteți curioși, o să dăm și noi imagini cu Daniel în diverse momente ale evoluției sale artistice. A cântat cu nume mari, a dirijat orchestre importante, a făcut din muzică, a experimentat, cred că și ăsta e un termen care poate fi folosit, da? S-a plecat de la muzică clasică, ai făcut cam de tot. Am făcut totul cu pasiune, adică tot CV-ul ăla n-a fost premeditat. Câteodată și eu mă mir când văd câte lucruri s-au întâmplat, asta înseamnă că am îmbătrânit, au trecut foarte mulți ani, dar întotdeauna am pus pasiune în ceea ce am făcut și nu m-am gândit la carieră. Asta e cel mai important lucru. Stai, nu ți-ai trasat? De pildă, noi ne-am cunoscut cu ani și ani în urmă într-un același loc, pe la radio. Da, pentru că atunci îmi plăcea să fac radio. Da, da, la Radio Buzău. Radio, îmi plăcea să fac presă scrisă. Am fost colegi încă de la început la Ziarul Șansa Buzoiană. Da. Am vrut să fac teologie, am făcut teologie. Am vrut să termin conservator, am terminat. Și în final se pare că dirijatul m-a ales pe mine. Și acum îmi place foarte mult ceea ce fac și încerc să mă desăvârșesc în domeniul ăsta, dar cred că, și acum aș da un sfat tuturor celor care se apucă de muzică, cel puțin, dar cred că e valabil pentru orice meserie, cred că pasiunea este cea mai importantă și nu programarea. Întotdeauna lucrurile programate sunt forțate. Lucrurile pe care le faci din pasiune vin cu un oarecare firesc. Și eu am început din pasiune studiul viorii la 5 ani, deși profesorul meu de atunci se chinuia să mă învețe pian și eu nu voiam nici de cum să cânt la pian. Dar de ce? Cum au venit părinții și au zis hai să facem pentru Daniel să-i luăm un profesor de pian și să... Nu, săracii m-au dus la școala populară de artă, da? Și acolo profesorul care m-a întâmpinat a fost buzoianul Gabriel Popescu, care este profesorul de dirijat la Universitatea Națională de Muzică. Bun. Și maestru de cor al Teatrului de Operetă Ion Dacian din București. Și dânsul era atunci în Buzău, probabil detașat, că nu-i cunosc detaliile, nu plecase în București, și a încercat să mă convingă să cânt la pian, nu la vioară,
pentru că aveam mâna prea mică la 5 ani și n-aș pentru putut să, da. Prindeai griful, n-a reușit să se înțeleagă cu mine și până la urmă m-a preluat un alt profesor de vioară, Niță Dumitru. Da, și domnul Niță m-a auzit. Da, domnul Niță a fost primul profesor de vioară, după care am intrat în Taraful, în ansamblu de cântece și dansuri Izvorașul, da, al Casei Pionierilor, vechea Casă Pionierilor, unde erau căprioarele alea și clubul de karting și așa mai departe. Da, și aeromodele și avionul exact, la curte și multe lucruri. Da. Exact. Și acolo am avut un dirijor pe care îl chema Popescu. Domnul Popescu era profesor de limba română, da, și un pasionat de folclor și de acordeon. Și a fost, să zicem, pentru mine iarăși o mare întâlnire a vieții. Pentru că era un om cu o anumită consistență culturală, nu un simplu dirijor de taraf. După care, în clasa 8 m-am dus la seminar. Pentru că am simțit chemarea așa, cum e cu seminar, către muzica bisericească. Asta m-a atras către teologie. După care mi-am dat seama că sunt făcut pentru muzică, am intrat în paralel la teologie și la conservator. Am făcut doar 2 ani de teologie și am renunțat că nu-mi permitea timpul și, și am terminat în final Universitatea Națională de Muzică. Și cum ai ales aici? Știam că sunt făcut pentru asta. Adică, dintr-o dată, iarăși, cred că noi trebuie să facem lucrurile care ne reprezintă. Mie îmi plăcea foarte mult și mediul teologic și consideram că misiunea de preot este mult prea dificilă pentru mine. A fi preot cu adevărat bun este un lucru foarte greu de realizat, mai ales în ziua de astăzi. Okay. Și nu mi-a plăcut. O să te provoc puțin să continuăm pe zona asta discuția. Și de ce? Pentru că noi am discutat puțin și înainte de a face această emisiune, dar Biserica Ortodoxă Română este în aceste zile, în aceste luni, ultime luni, tulburat așa de tot felul de evenimente. Zice. Am și eu o teorie despre asta, dar nu contează ce teoria mea. Am observat întâmplător că se potrivește cumva și cu ce crezi, dar nu asta vreau să... Biserica Ortodoxă Română are niște probleme care pot fi corijate în acest moment, așa, din ce știi tu din interior? Cât ai... Biserica Ortodoxă Română a avut aceleași probleme din totdeauna. Nu sunt, sunt ale noastre, ale tuturor, pentru că noi suntem biserica. Și aici eu am un punct de vedere foarte bine structurat, pentru că am terminat seminarul. Da, da, stai. Întâmplător sau nu, pe 22 septembrie o să apară un film care își dorește să surprindă viața din seminarele teologice din România. Aș fi vrut să fac eu filmul ăla. Cunoști pe cel care sau pe cei nu, care... Nu, cunosc, dar am văzut trailerul și mi-am dat din start seama că e un film care își dorește să lovească în imaginea învățământului teologic, teologic preuniversitar. O secundă, avem la Buzău seminarul teologic care, din ce știu eu, este o școală impecabilă în, așa e, în continuare. Așa e, da. A doua, a treia în topul... N-aș face o prima. Pentru mine e corect, prima. Hai să pentru nu facem ierarhia asta. Dar okay. Pot să spun atât. Și se lucrează la treaba asta, să-mi spui că mă da, adică să facem vreau și pe asta școală, da? Da, am avut un profesor care spunea atâta. Ne-a trimis statul român aici, la seminar, să vă facem preoți. Dar cum poți să faci din porumb stricat mălai grișat? Adică toți preoții care nu sunt la înălțimea pe care ne-o dorim noi pentru un preot, nu sunt așa nu pentru că sistemul care i-a educat ar fi defectuos, ci pentru că ei vin ca fii ai satelor, vin ca reprezentanții națiunii. Și atunci o națiune care dă un anume tip de om și un anume tip de moralitate și de viețuire în familie, va avea preoții pe care îi merită sau, cum ar spune, pe care e în stare să îi dea. Adică vin... Vlăstarele astea vin din interiorul poporului și ajung în ca și viața laică, și, nu? Da, ajung ca și politicienii. Da, da, asta de clasa, despre clasa politică noi, avem o problemă cu ei. Dar una peste alta, eu cred că buzoienii sunt favorizați din punctul ăsta de vedere. Adică au o episcopie cu o tradiție din secolul XVI. Vă dați seama ce tradiție religioasă există în zona Buzoului. Nu mai vorbesc de viață mănăstrească. Cultura dinăuntru. Exact. Preoții sunt niște preoți pe care eu îi cunosc, pe majoritatea îi cunosc personal și încă țin legătura cu ei și sunt niște copii buni care au studiat bine și care poate să
pot face misiune de calitate. Episcopul pe care am avut șansa să-l cunosc și care a fost, da, și care a fost elev al seminarului din Buzău, iubește și seminarul. Este unul dintre oamenii crescuți de părintele Sava, dacă așa e. Da? Și nu numai, dar în alt crescut de sa seminar. Ciprian, da? Da. Adică părintele Sava este un om care i-a dirijat într-un fel educativ viața acestui om, care, iată, biserica și în alt preasfinția sa are niște probleme, dar te-aș ruga în Buzău probleme. A fost, în seminarul din Buzău a fost un model. Pentru noi, cei mai mici, era un model, era un simbol. Așa că e o plăcere să... Sigur. Problema e următoarea. Zici că sistemul nu duce la... atunci oamenii de acolo, poate unii dintre ei au nimerit greșit, pot să fiu de acord și cu chestia asta. Bun, dar cine urmărește să facă praf sistemul biserică? Sistemul nu poate fi perfect. În seminar existau caracterizări, în funcție de acele caracterizări se făceau hirotoniile și așa mai departe, dar până un alta, deși sistemul nu e perfect, că niciun sistem nu e perfect, problemele astea nu sunt... nu zic că nu sunt reale, dar nu sunt atât de grave cum sunt prezentate. Și cine poate urmări, să zicem, decredibilizarea bisericii, sunt cei care vor să urmărească și decredibilizarea statului român, a valorilor naționale. Până la urmă e o luptă. Războiul secolului 21 nu mai este neapărat un război militar. Biserica Ortodoxă Română este o instituție, în primul rând, care instituție de-a lungul istoriei a avut un rol extrem de important și probabil că are în continuare în menținerea unei direcții a unei țări, unitatea ei și coagularea noastră spirituală, între altele. Și culturală, pentru că, uite, noi am despărțit de curând cultura de cult, dar cultura este strâns legată de cult. Iar mie, am derapat într-o zonă care nu mi-e străină, mi-e dragă, dar n-aș vrea să continui dialogul în zona teologică, pentru că aș vrea să o facă cei care sunt abilitați în domeniu, dar eu cred că anii petrecuți la seminarul din Buzău mi-au folosit foarte mult în ceea ce am făcut eu mai departe ca dirijor. Da, în sensul ăsta. Probabil că și instituția ca tare are și ea nevoie de niște lucruri de corijat acolo, ca peste tot. Cu siguranță și-a învățat lecțiile. Mă gândesc că cine este român a trebuit să ia în considerare ce nu se cred întâmplă. Nu cred că Biserica Ortodoxă ca trup de credincioși va fi afectată de toate aceste probleme. Să sperăm că nu va fi așa, pentru că și eu și tu, dacă suntem români, avem interesul ca țara asta să meargă înainte, nu să se sfărame, să se facă praf. Revenim la muzică, pe teritoriul tău cel mai drag și acolo unde te pricep cel mai bine. Muzica românească, vorbesc de muzica începând cu cea clasică și terminând cu experimentele, să le zic așa, pe care continui să le faci. Astăzi mi-ai adus și un CD, îmi pare rău că nu știu, l-am uitat pe undeva pe aici, e o ultimă realizare a ta, o să ne povestești puțin și despre ea. Întrebarea care îmi vine acum în minte, așa fără să mi-o programez, este dacă România, în acest moment, în starea asta, în dinamica de astăzi, revine sau, nu știu, își caută o identitate din punctul ăsta de vedere în peisajul mondial al muzicii clasice. Noi am avut niște vârfuri pe care le știm cu toții. Vorbim despre Enescu, despre o mulțime de Ciprian Porumbescu. Avem un festival ăsta, se ține de 2 în 2 ani, nu? Festivalul, da. Enescu, unde ai participat? Am participat într-o manifestare conexă. Conexă, da. Adică așa, am cântat departe, în piața Festivalului George Enescu. Așa. Într-un... Așa. Ai dirijat și mă interesează dacă noi avem pe această putere de a conta în peisaj, în sensul acesta. În acest moment, în 2017, tu îmi demonstrezi că da. Eu revin la, da, la o vorbă a lui Celibidache, pe care îl admir enorm. Dirijorul celebru, da, Sergiu Celibidache. Spunea că poporul român este unul dintre cele mai talentate popoare pe care le-a întâlnit. El fiind român, se exprima așa cumva cu o dulceață moldovenească în glas când spunea asta. Poporul român e un popor cu resurse foarte puternice în zona artistică. Cu siguranță va avea un cuvânt de spus în permanență. La fel cum au un cuvânt de spus în permanență și popoare considerate mici și necivilizate. Din fericire, Dumnezeu nu alege un loc unde să se nască oamenii talentați. Îi plantează peste tot și România este un loc unde se nasc foarte mulți oameni talentați. Ei
studiază în România, studiază în străinătate, nu contează, fac carieră în străinătate, fac carieră în România, dar ceea ce mi se pare, revenind la Celibidache, da, mi se pare interesant, el spunea că o secundă de muzică de la Metropolitan nu este cu nimic diferită de o secundă de muzică pe care o vei face la Dorohoi. Adică muzica este o vibrație, este o comunicare, o comuniune, este eliberare, este libertate și muzica în sine, în zona ei fenomenologică, nu poate fi ierarhizată după principiile statelor dezvoltate, a filarmonicilor cu buget de sute de milioane de euro sau altor zone mai puțin bugetate. Asta e frumusețea în muzică. Poți să faci o moment superb, inefabil, aici în studio cu patru muzicieni de geniu, fără niciun instrument la ei, și momentul ăla de 3 minute poate să devină viral și să aibă sute de milioane de vizualizări, sau poți să faci un moment perfect tehnic cu sute de instrumentiști, o producție de milioane de euro, care să nu spună nimic, respectiva producție, ci doar să bifeze o realizare din punct de vedere tehnic și... Bun. Am văzut o emisiune mai de mult cu un muzician care mie îmi place foarte mult, cu Mircea Baniciu. Și a fost o întrebare acolo pusă de... inspirat, pusă de realizator. Bun, dar cum compui? Piesele tale sunt în general foarte bune, sunt prizate de multă lume, nu știu ce... Dar cum îți vine ideea? Adică cum? Ce, bă, nu știu. Dumnezeu, mă trezesc cu ea dimineața, ce să spun? De unde să-mi vine? Nu-mi vine nicio idee. Păi asta aici, e, nu, o scriu, adică... Nu pot să, cum e? Nu pot să spun cum e, că eu n-am absolut deloc talent la compus. Absolut bun. Deloc. E zona unde n-am fost atins de... Bun, am înțeles, dar ca o piesă care a fost scrisă de cineva în mod genial să fie dirijată. O descompun și o recompun. Asta e cum? Procesul așa se numește. E numai muncă și matematică. Nu. Se numește descompunere și recompunere. În sensul că la un moment dat este analiză, este pătrundere și de acolo este interpretare și, bineînțeles, trăire, vibrație. Adică este un proces de creație și în procesul interpretativ, dar sunt zone diferite de manifestare. Cu siguranță elementul comun este acea transă, acel moment de transcendere sonoră, transcendere artistică. Asta e elementul comun și în procesul de compunere unei piese și în procesul de interpretare. În România de astăzi, din ce observ eu, Bucureștiul și alte orașe ale țării, după 30 de ani de acum, aproape de la schimbarea bruscă de regim, care așezase cultura pe un anumit făgaș, erai copil, aveai 12 ani la Revoluție, dar, mă rog, erau niște chestiuni mai mult programate așa la zona asta de cultură, după care a venit libertatea asta în care a survenit capitalul și am avut mai devreme o discuție din asta, s-a modificat cumva la nivel mondial. Intrarea banului în cultură, da, a transformat și cultura, da? Cu un delay de 20 de ani față de fotbal. Așa. Cam așa se întâmplă lucrurile. Da, că vorbeam despre fotbal, uite, înainte să juca fotbal de plăcere și din plăcerea jucătorului din comunism de a ieși afară să ajungă la Națională să-l vadă și el o dată Parisul, dacă avea noroc să joace cu Naționala acolo. Fără bani, nu-l interesa foarte mult bani, dădea un video la sfârșit în campionat, adică așa erau vremurile, acum e invers. Nu contează, trebuie să faci niște bani, adică să faci fotbal și să apari cu o mașină. Vorba lui Gigi Beck, Ali Beck parcă îl cheamă, da? Câștigă 180.000 de euro pe an contract la FCSB și și-a luat o mașină de 170. Nu, invers, 120.000 de euro și o mașină de 170.000. Nu înțelege Gigi Becali, nu înțelegea filozofia asta de jucătorului acestui Alibec. Mă rog, un jucător nu înțeleg că e bun. N-am mai urmărit. S-a schimbat muzica și delay-ul despre care vorbeam. Publicul, nu, îmi spuneai mai devreme, nu mai are răbdare să stea la un concert de 3 ore, nu mai poate, nu mai e calat, este, nu mai e pe o muzică. Aș reveni. Mai explică-mi odată, da. E un fenomen complex care ține și de posibilitățile noastre de focusare și de viteza cu care trăim, cu care primim informația, de apariția mediului online, de cinematografie, de mediul HD,
Oamenii au alte așteptări acum de la muzică. În primul rând, omul modern este obișnuit să-i se biciuiască simțurile și să se întâmple totul foarte repede. Nu mai are răbdarea construcției programate a unei simfonii de 40 de minute până când apare momentul climaxului. Lucrul ăsta s-a întâmplat, spuneam înainte de toate, cu mediul liturgic, unde catolicii au fost nevoiți, printr-un aggiornamento, să reducă timpul misei. Noi ortodoxii n-am făcut asta cu liturghia, am lăsat-o exact în forma ei, din veacurile primare, aproape la 3 ore. Liturghia 3 ore, da. Da. Și oamenii stau acolo. În momentul ăsta, filarmonici de tradiție, cum e filarmonica din Berlin, să spunem, au început deja să umble la formele muzicale și să simplifice, să cânte anumite fragmente de simfonie în loc de toată simfonia, să nu facă toate repetițiile. Dirijorii au început să-și adapteze tempourile și să opteze din ce în ce mai mult către tempouri mult mai rapide decât cele notate în partitură. Toată asta are legătură cu ritmul vieții. Și mai e un alt aspect, tot înainte îți spuneam că la seminar, la un moment dat, un preot, profesor care a studiat în străinătate, a venit și ne-a făcut următoarea observație. Occidentalii făceau din religie un factor de optimizare umană. Mă simt bine, astăzi m-am dus la biserică, mi-am revenit, m-am bine dispus. Ca un fel de psiholog, ca un fel de terapie. Uh-huh. M-am spus o rugăciune, mă simt mult mai liniștit, m-am spovedit. Ori la noi religia era o problemă de viață și de moarte. Asta înseamnă să trăiești cu adevărat. Același lucru putem spune și despre arta adevărată. Arta adevărată e o chestie de transcendere și o chestie de viață și de moarte. Arta surogat, pe care noi suntem nevoiți să o facem din ce în ce mai des, iar publicul este din ce în ce mai obișnuit să o recepteze, este tot un factor de optimizare umană. E la fel ca muzica aia de lift pe care o asculți, da, dai plăcut din cap, știi că ai o stare bună, dar asta nu-i muzică. Adică muzica nu-i doar un sunet și muzica schimbă caractere, îți dă trăiri speciale, îți transmite vibrații, muzica înseamnă comuniune, o muzică adevărată îți transmite un mesaj. Să educi publicul în zona, să duci publicul în zona respectivă, să le duci și să te străduiești ca artist toată viața să faci tipul ăsta de muzică, asta înseamnă un demers sau un apostolat cu adevărat important în domeniul ăsta artistic. Daniel, publicul conservator care ascultă prin educație, este educat din tată în fiu, oamenii subțiri, și au ascultat, nu știu, la Ateneul Român acum 15 ani, un concert care a durat 2 ore. Același concert, poate că vine anul acesta la Ateneu și durează o jumătate de oră. Asta. Nu, durează o oră 50, după calculul meu. Nu știu. Nu o să mai dureze 2 ore, dar cam așa s-au scurtat. S-au mai scurtat prin niște tempouri, prin tempouri, conservatorii, da, din public, probabil că există acest public conservator. Ce zice de situația asta? O ia ca atare și zice, bun, mi-a plăcut interpretarea, dirijorul e fenomenal, ok, merge și așa. Adică ăia care cunosc foarte bine, nu unul ca mine care habar n-are, da? Nu, publicul în general, publicul avizat care vrea să asculte cap-coadă o simfonie, da? În primul rând va aprecia actul artistic în sine, care poate să fie un act autentic sau nu. Valoros din punct de vedere tehnic, în primul rând, și autentic din punct de vedere al transmiterii respectivei vibrații. Dar publicul ăsta avizat, după părerea mea, este din ce în ce mai rar. Da. Chiar și în București, chiar și în sălile tradiționale de concerte. Că tot înainte vorbeam, mi-a displăcut foarte mult în rândul românilor, cum să spun eu, deontologia asta de a-l critica imediat pe Rio, care este după un ce l-au manelist, adulat, da, l-au adulat și după aia l-au criticat și nu s-a mai dus niciunul. Ori Rio era undeva la mijloc. Nu era nici cel pe care l-au văzut ei la început când a venit, dar nici cel pe care l-au denigrat la sfârșit. Rio era un profesionist și este un extraordinar de mare profesionist care pentru o nișă, pentru aer liber, pentru muzică lejeră de parc, a făcut un produs foarte profesionist, are publicul lui, a învățat să se adreseze și mediului online, a învățat să se adreseze și
celor care au în casă un home cinema. Cinema, sigur, da. Și ăsta era eu. Iar din punct de vedere artistic, tehnic, tot ce face și a făcut, a făcut la standardele cele mai înalte, cele mai profesioniste. Chiar la un moment dat îmi venea să râd că unii îi criticau orchestrațiile și truncherile din teme celebre, dar acele truncheri și citate și orchestrații erau făcute de către muzicieni profesioniști de tot, care lucrau pentru mari artiști cântăreți de operă. Adică n-avem cineva să taie cu foarfeca banda și nu, să nu, și scurteze. Nici într-un caz nu făcea el orchestrațiile alea. Sunt absolut. Dar, ăsta, să zicem, este... Dar de ce a ajuns publicul român așa, în situația asta? Pentru că noi ne dăm cu părerea, fără să ne pricepem. Suntem părerologi de serviciu. Da. Adică oameni care în viața lor n-au stat într-o sală de concert să asculte o simfonie de Bruckner sau de Mahler cap-coadă, nu mai spun muzică contemporană, oamenii ăia, pe care dacă îi duce în sală, repet, n-ar putea să stea până la pauză, oamenii ăia criticau fenomenul că și-au dat ei seama că e acolo un surogat, nu e ceva elitist, nu. Și dă bine să-l critici. Cineva a fabricat cumva, a plecat de undeva tipul ăsta de critică, undeva cred că pe rețele de socializare. Sau din invidie, da, se poate. Da. Și asta, undeva, și cred că cineva a vrut să-i strice și afacerea. Într-un fel sau altul, nu, aici, i-a din făcut, România. I-a făcut publicitate acum, acum și, da. Și îmi pare rău, nu, glumesc, dar vorbeam de fenomenul ăsta pentru că el este, reprezintă o altă latură a muzicii clasice, a muzicii culte. Este ca și cu literatura de popularizare. În știință există așa numită literatură de popularizare, adică un mare astronom sau un mare matematician scoate o carte care poate să câștige premiul Nobel, da, în știință, sau o lucrare de doctorat foarte importantă, descoperă ceva. Și în final decide să popularizeze acea descoperire și o rescrie într-un limbaj mult mai facil pentru a putea fi citită și de cei care au cunoștințe tehnice mult mai puțin în domeniul fizicii nucleare, a fizicii cuantice, să zicem. Da. Așa e și Rio. E un fel de literatură de popularizare a muzicii clasice. Și în școală se discută despre aceste aspecte, da? Vorbim acum despre traducerea din română în română a unor materii pentru elevii din 2017. Noi ne aducem aminte că avem o carte de istorie cam atât de groasă, cu fel de fel de date de acolo, pe care nu ne mai ține minte astăzi. Sigur, nu ne-a făcut rău la cap că am memorat datele alea, nu ne-am ieșit mai tâmpiți din școală, din potrivă. Nu știu cum e acum eu la istorie. Eu sunt retrograd pe și eu sunt conservator. Bă, dacă eu am putut să învăț niște lucruri... Nu, eu nu sunt de acord nici cu adaptarea limbajului. Bun. Eu cred că asta e o mare problemă. Pentru asta era întrebarea. Ești de acord cu adaptarea? Adică, adică să-i pune mai multe imagini copilului manual, să-l atragă? Nu, absolut, nu absolut deloc. Nu? La fel cum nu sunt filmul nu poate înlocui o carte. O carte bună nu poate fi făcut un film și mai bun. Nu. Cartea este... Poate fi făcut un film bun, dar bun, mai bun decât nu, cartea. Nu, poate fi un film bun. De fapt, e ca și cu metafora și definiția. Metafora bun. Acționează pe un milion de planuri. O carte bună îți spune ție, îți face propriul tău film, care va fi de 100 de ori mai bun decât orice film de pe lumea asta. Și atunci îmi amintesc că orele mele de istorie, când profesorul de istorie de atunci, părintele Banu, mă felicita pentru felul în care descriam fenomenul istoric în sine, dar îmi spunea, domnul Jinga, să știți că istoria, din păcate, se mai susține din când în când și cu date fixe. Da. Să avea o vorbă unde? În Asia pe dreapta, 1900 toamna. Nu merge așa, adică. Nu. Toate lucrurile alea ne făceau speciale. Nu numai că ne puneau memoria la contribuție, că ne dezvoltau intelectul, că eu sunt convins că așa cum trebuie să ne dezvoltăm fizic, trebuie să ne dezvoltăm în permanență, să ne păstrăm în formă intelectuală. Facem și asta o faci vorbind intelectual la un anumit nivel, citind la un anumit nivel. Și dacă ei nu fac scriind asta încă din școală, eu cred că e o mare pierdere pentru ei. Și mă mai întreba cineva de ce nu iau poziție, că oamenii, persoanele publice trebuie să ia poziție. Eu mai iau din când în când poziție pe Facebook, dar îmi pare rău când iau poziție pentru că mai mult supăr decât reușesc. Care da. În loc să fie ceva constructiv, uite, am scris și eu ceva pe Facebook, am înțeles 100 și nu, enervez vreo 50 și alții nu citesc. Pe de o parte, pentru că fiecare om și mai ales român are el părerea lui, nu poți să-i pui tu lui.
Și a doua chestie, nu mă consider nici nu știu ce mare persoană publică, și atunci mi-am propus să-mi educ copiii. Am doi copii, o fată de 17 ani și un băiat de 11 ani, iar lupta mea e acolo. Și cred că asta ar trebui să facem toți. Am zis, uite, deci nu pot să schimb societatea, nu pot să, dar măcar trebuie să am grijă să le explic copiilor. Și am această discuție zilnică cu ei, încerc să-i feresc de mediu online, să-i feresc de tablete, în sensul că îi transform în niște sălbatici. Dar le arăt ce importantă este cartea și le arăt că trebuie să păstreze o proporție între limbajul cărții și limbajul pe care îl întâlnesc în mod cotidian pe internet. Cum e cu copiii, să te provoc puțin la niște discuții, nu, dacă vrei un răspuns, dacă nu, nu. Ai simțit nevoia să-i manipuleze în modul pozitiv, evident, ca un părinte, nu știu, trasându-le niște obiective de genul, uite, aș vrea să se facă, nu știu, medic copilul meu și fac în așa fel încât, nu știu, îl fac demin, hai ca să vorbim mai pe românești. Nu. Cum se întâmplă? Copiii de azi, zic. Vorbesc cu ei acum cum vorbesc cu tine. Și specializarea poate să apară mai târziu. În primul rând, consider perioada 14-18 ani o perioadă de formare culturală. Este perioada în care citești cel mai mult și în care omul cu o mare se formează. E omul ăla cu care poți să stai de vorbă la o cafea și îți face plăcere să vorbești. Ăla se formează între 14 și 18 ani. Înainte, asta o spun, nu sunt nici psiholog, nici pedagog, părinte, ce am văzut cu copiii mei, da. Înainte li se formează spiritul ăsta matematic, practic, agerimea gândului, poantele, atunci se spun, atunci se prind vorbele cu două, trei sensuri, imaginația și în final, cred că din facultate începe să apară supra-specializarea sau specializarea, cum să zic eu, canalizată total într-o anumită zonă și ăla e momentul de declic, e momentul în care ei trebuie să se gândească cu adevărat ce vor să facă în viață. Copiii de astăzi, cred că aici mai știi câte ceva sau invers, nu pun altfel întrebarea. E bine ca un părinte să insiste pentru copilul lui să facă un instrument, să cânte la un instrument sau chiar... Absolut. Obligatoriu, e în vremurile de dinainte, dacă nu cântai la un instrument, erai scos în afara societății, nu făceai parte din nobilime, corect, nu, da? Da? Nu, dar nu așa. Nu în modul ăsta. Da? Nu toți oamenii au talent muzical. În primul rând am cunoscut... Adică, dacă e afon, e afon, n-ai ce face. Am cunoscut situații de copii traumatizați pentru că părinții voiau cu orice chip ca respectivul copil să facă un instrument. Da. Nu, băiatul ăla, copilul ăla, chiar nu avea nicio înclinație către așa ceva. În primul rând, trebuie încercat, asta clar, pentru că un instrument dezvoltă foarte mult gândirea, foarte mult conexiunile, o independență a brațelor, a degetelor, e vorba despre, cum le zicem noi în dirijat, suprapuneri și continuități. Sunt mai multe planuri care interferează în aceeași secundă și creierul conștientizează și controlează toate lucrurile astea. Deci e un câștig enorm pentru un copil să învețe să cânte la pian, spre exemplu, sau la vioară. Fără mari performanțe. Pur și simplu, fără mari performanțe. Ca o parte din educație. Pur și simplu, exact. Da. La fel cum cred că e un câștig extraordinar pentru un copil să joace șah. Eu am jucat șah de mic. Și eu obișnuiesc să joc cu copiii mei șah. Păi pe rând și îi bat, adică nu îi menajez. Ca să vadă. După aia mai joacă împreună, treaba lor. Foarte bine. Da. Ca alt aspect al educației, parte din ea, care se dezvoltă, nu știu, multe alte lucruri. Da. Ne întoarcem la muzică și la dirijat. Am stabilit că s-a schimbat puțin muzica, ai intrat în tipul acesta de exprimare artistică, ai lucrat, văd aici tot în Wikipedia, cu prietenul tău, înțeleg că ești prietenul cu Vlad Miriță, de pildă, mai lucrat cu Phoenix, cu Iris, cu Smiley, o să vedem, prieteni, sunt niște colaje, mi-a indicat și le-am găsit pe net, cu Gheorghe Zanfir, cu maestrul Gheorghe Zanfir, cu Angela Gheorghiu, cu Valentina Naforniță, cu Felicia Filip și mai lucrat și cu soția la un moment dat, bineînțeles. Da. Și așa mai departe. Ți-am văzut profilul de Facebook acolo. Ești foarte bun. Așa, n-am fost un răsfățat. Da, adică bun. Am fost nevoit să-mi câștig existența din cântat
Și atunci... Asta faci, nu cu treaba asta? Da. M-am implicat în proiecte mainstream, m-am implicat în concerte în aer liber. E adevărat că orice dirijor își dorește să dirigeze numai simfonii de Beethoven, Tchaikovsky, Mahler, Bruckner, dar lucrurile astea nu sunt posibile în România decât pentru 3-4 dirijori de tradiție. Și atunci ai două variante, ori te apuci de altceva, ori dacă vrei să profesezi și îți place, faci, abordezi toate genurile muzicale. Nu ca un compromis. Dacă o faci ca un compromis, se simte și nu prinde. Nu, eu am făcut-o cu cea mai mare plăcere. De la pop simfonic am ajuns foarte ușor la musical. Acum sunt într-o perioadă a vieții în care consider că sunt făcut pentru musical și sper să fac cât mai des, să dirijez cât mai des musical. Faptul că sunt maestru de cor al operei, al corului operei naționale, mă face foarte apropiat de muzica de operă și deja foarte mulți cântăreți de operă au preferat de-a lungul timpului să își țină concertele acompaniate de mine ca dirijor cu orchestra pe care am fondat-o. Deci asta ar fi apropierea, să zicem, de o altă zonă. Iar legătura mea cu sacralitatea, legătura pe care mi-am descoperit-o și mi-am cultivat-o în adolescență la seminar, mă face să mă simt foarte în elementul meu pe repertoriu de vocal simfonic. De-aia m-am simțit foarte bine când am dirijat Requiemul de Mozart, vreau să dirijez curând Requiemul de Verdi, am multe gânduri proiecte legate de muzica sacră vocal simfonică, am dezvoltat și proiect vocal simfonic ortodox, pentru că așa cum știm noi ortodoxii nu cântăm în biserică cu instrumente în cadrul liturgic, iar eu nici nu cred că ar fi o variantă bună să renunțăm la această tradiție. În schimb, adică să facem gospel de acolo. Exact. În schimb, în afara cultului, în biserică, putem cânta cu orchestră simfonică și cor teme ortodoxe ca un fel de literatură muzicală conexă care nu ne afectează, bineînțeles, tradiția. Eu, repet, sunt retrograd, glumesc. Sunt mai tradiționalist, nu știu de ce, dar așa simt. Simt că în momentul în care renunți la tradiție, renunți de fapt la o bucată din pământ, din teritoriu. Faci un pas în spate. Acum e adevărat că toți îți vor spune că trebuie să faci pasul ăla în spate, că așa e modern, că așa e bine. Simt că e o renunțare și asta mă face să... O să vorbim puțin, aș vrea să dezvoltăm puțin această idee cu renunțarea și eu am această senzație că am renunțat cam mult în ultima vreme. Da. Și persoanele luate ca atare din această țară și țara în ansamblu e așa ca mulți pași înapoi. Iar ăștia care i-au făcut neîntrebându-ne niciodată, cred că la un moment dat ar trebui să facă ei înșiși pașii ăștia înapoi. Nu știu, nu vreau să intru în politică, nu asta e discuția noastră, dar mă simt oarecum frustrat așa din punctul ăsta de vedere. Luăm o pauză, Daniel. Prieteni, câteva minute, ne întoarcem împreună în platoul Focus TV. Pauză de publicitate.